Mai mulți localnici din Turceni au sesizat Garda de Mediu despre faptul că în zonă aerul este poluat datorită unei societăți care depozitează deșeuri periculoase pe care mai apoi le transformă în fertilizant pentru sol. Oamenii s-au plâns în nenumărate rânduri, atât conducerii primăriei cât și Gărzii de Mediu, precum că activitatea firmei afectează mediul înconjurător. A fost sancționată cu o amendă în valoare de 30.000 de ron. Ea aduce niște deșeuri de la o fabrică de amidon din județul Dolj, urmând ca ulterior să fie transformate, descompuse și folosite în agricultură. Însă amplasamentul ales creează disconfort major asupra special a salariaților de la termocentrala Turceni, care inclusiv directorul ne-a informat și ne-a adus la cunoștință despre acest impediment. Măsurile luate de Garda de Mediu nu s-au limitat doar la sancțiunea de 30.000 de lei. Reprezentanții instituției au dispus sistarea activității, precum și identificarea unei alte locații care să fie conformă cu legislația în vigoare.